În versetul 1 până la 3, spune: și noi, de-ar fi încă, suntem înconjurați de un nor așa de mare, de martori, pe care trebuie să-i vedem. Priveliștea aceasta a comunității trebuie să fie în fața unor ochi spiritual deschiși, care văd comunitatea asta de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și acum ascultați versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Da, fraților, am o rugăminte la dumneavoastră. Uitați-vă la Domnul. Unde este? Unde-l vedeți? Nu l-avem pictat pe un perete? Nu e niciunul dintre noi cu ochii ăștia? Nu-l poți vedea. De asta am zis să ne deschidă Domnul ochii spirituali, că trebuie să-l vedem pe Hristos. Uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și acum, cum să-l vedem pe Hristos? Apostolul Pavel spunea: n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și și-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Asta înseamnă că ai o imagine, o priveliște de privit. La Cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. În Galateni, capitolul 3, versetul 1, unor oameni care s-au depărtat de această imagine a Domnului Iisus Hristos, spune: o, galateni nechipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit sau pictat Iisus Hristos ca răstignit? Ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să te duci la cinematograf. N-am văzut și n-am să văd niciodată patimile lui Iisus. Eu n-am nevoie de un actor cu imaginație să mi-l zugrăvească pe Hristos. Eu n-am nevoie de un film să-mi schimbe viața. Una dintre cele mai ispititoare și mai deranjante expresii pe care le-am auzit când a fost lansat filmul ăsta: ieșau pocăiți de o viață din cinematograf și spunea: mi s-a schimbat viața. În sfârșit am văzut. Vai de tine dacă trebuie să te uiți la un film ca să-L vezi pe Hristos răstignit, înaintea cărora a fost zugrăvit prin cuvânt și văzut prin credință. Prin credință. Mai superior suntem noi, pocăiții din secolul 21. Amărâții ăia din primul secol, care n-au avut picturi și imagini și filme, până l-au văzut pe Hristos și nu l-au înțeles pe Hristos. Ce evangelizare a făcut Pavel în toată lumea fără să ducă cu filmul Iisus? Ăla, dacă îl văd oamenii, să vezi cum imediat înțeleg jertfa Domnului Iisus Hristos. Spuneți-mi, cum arată creștinismul de astăzi, care a văzut și cele 10 porunci, care a văzut și filmele Iisus cu droaia, care au văzut și patimile care le-au văzut pe toate, dar ochii credinței nu li s-au deschis niciodată să le fie zugrăvit Hristos prin credință și prin cuvânt. Imaginea asta este văzută când intrăm în prezența lui Dumnezeu. Când închidem ochii de carne și deschidem ochii sufletului, pentru că imaginea aceasta ne-a fost pictată, zugrăvită, nu cu pensula și nu cu imaginele,
cine a fost zugrăvită prin credință și prin propovăduire. Iată, dar asta este priveliștea apropierii de Dumnezeu. Am vorbit de privilegiul apropierii de Dumnezeu. Ce mare har, ce mare favoare! Priveliștea, ce vedem noi când ne apropiem de Dumnezeu? Și în al treilea rând, principiile apropierii de Dumnezeu. Și vreau să mă opresc la unul dintre ele. Doar am să le menționez pe celelalte. Primul principiu al apropierii de Dumnezeu, Evrei 11, 1-6, este prin credință. Și cine se apropie de El trebuie să creadă că El este. Al doilea principiu al apropierii de Dumnezeu este pacea, Evrei 12:14, unde spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De ce mulți nu-L văd pe Domnul? Pentru că n-au pace. Și de ce n-au pace? Pentru că n-au sfințire. Că următorul principiu al apropierii de Dumnezeu este sfințirea.